să ne delectăm și cu niște fragi. Am găsit o zonă plină. Să găsim și garofița pietrei Craiului. Mă bucur foarte mult, superbă. Bună dimineața de la cabana Plaiu Foii. Astăzi o să mergem pe traseul Bandă Roșie către ceea ce se numește Laza Plaz. Să trecem pe la refugiu Șpirla, mergem la Zaplaz, urcăm un pic mai sus, facem câteva poze și ne întoarcem. Ar trebui să fie un traseu relativ ușor, să vedem care este diferența de nivel și lungimea dus întors, că o să înregistrez pe Garmin. Să revenim, să vedem cu detalii de pe traseu. Haideți! Aproximativ 30 de minute de când mergem, 2 km, trecut de barieră, mergem în continuare pe marcajul Bandă Roșie. Deja începe să se vadă piatra Craiului, creasta sudică și un pic din nordică. Urmează să ieșim stânga din acest drum forestier pe care am mers până acum și să ne îndreptăm către refugiu Șpirla. De la refugiu Șpirla să continuăm până la Laza Plaz, de unde începe traseul de lanțuri către vârful Laom, cel mai înalt vârf din piatra Craiului. Continuăm. Traversăm o apă mică și continuăm către traseu. Pe Bandă Roșie este marcajul în continuare. Un indicator până la refugiu Șpirla, 2 ore, 2 ore și jumătate. Urcăm. Urcușul a început să devină mai susținut. Să intrăm și mai mult în pădure, să mergem la refugiu Șpirla și continuăm pe Bandă Roșie. Să vedem și în față. Urcușul e din ce în ce mai susținut. Când pe Bandă Roșie suntem aici, va trebui să facem dreapta și apoi ajungem la refugiu Șpirla. Și apoi pe linie întreruptă de la refugiu Șpirla până la Zaplaz. Nu ar trebui să mai fie chiar atât de mult. Continuăm. Destul de susținută ultima urcare. Am ajuns la intersecție să facem dreapta către refugiu Șpirla, Zaplaz, vârful Laom, Bandă Roșie. Imediat ajungem și la indicator. Avem aproximativ o oră 20 de când am plecat de la mașină. Așa. Refugiu Șpirla, 15 minute Zaplaz și la om. Și în sens invers pe coborâre, cabana Plaiu Foii, o oră, o oră jumate. Noi avem o oră și 20 de când am plecat de la Plaiu Foii. La marcajul refugiu Șpirla scria 2 ore, 2 ore și jumătate. Nu cred că facem nici măcar o oră jumate până acolo cu totul. Hai să vedem. E un pic de urcat aici. Destul de solicitant. Multă ferigă verde.
Haideți către refugiu Șpirla. Încă puțin și ieșim la refugiu Șpirla. O oră 40. Plecați de la cabana Plaiu Foii. Mers bine, am ajuns repede. De aici o să facem o mică pauză de hidratare, de mâncare și o să continuăm către Laza Plaza. Să vedem imediat și refugiu. Ajuns, refugiu Șpirla. Piatra Craiului, creasta sudică, pic din creasta nordică. Refugiu Șpirla la 1410 metri altitudine. La om, 2238, pe traseul la lanțuri, 3 ore, 3 ore și jumătate. Acolo este traseul. Acolo, dacă nu mă înșel, este Marele Grohotiș. Cabana Plaiu Foii, o oră și jumătate. Cam atât am făcut și noi, dar pe urcare. Pe coborări ar trebui să facem mai puțin. La urmă am reușit să-l deschid. Cam așa se prezintă refugiile din Piatra Craiului. Acesta are și o instalație de încălzire. O sobă. Bătut soarele aici sus și este foarte, foarte cald. Trusă de prim ajutor. Loc de întins, salteluța și sacul de dormit. Condiții decente. Vârful la om este acolo sus. Și creasta sudică. Acolo, dacă nu înșel, zice la Grohotiș. Să mai urcăm un pic până la Zaplas, pe ruta aceasta, până aproape de munte acolo sus. Pare că am găsit și o hartă. Deci am plecat de aici, de la cabana Plaiu Foii, am urcat, refugiu Șpirla, se urcă până în crească, refugiu Șaua Grindului, refugiu Grind 2, spre stânga se ajunge la om, de la om, vârful Ascuțit, se merge pe creasta nordică, se poate coborâ pe la refugiu Diana sau pe la Ciorânga Mare, cabana cu următura în partea cealaltă, aproape de Întâna lui Botoroc, se urcă prin prăpăstile Zărneștilor. Refugiu Grind 1, se ajunge de la Casa Folea din Măgura și acolo este creasta sudică. Parcul Național Piatra Craiului. Spectaculos. Aici este traseul la lanțuri care urcă la vârful la 1. Un traseu foarte tehnic, solicitant, greu, necesită foarte multă atenție și condiție fizică bună. Cum spune pe indicator, de aici până la vârful la om, 2238 de metri, prin traseul la lanțuri, 3 ore, 3 ore și jumătate. Traseu greu, frumos. Am fost acolo anul trecut. O să pun câteva cadre în care o să arăt un pic din traseu. Am ieșit și din pădure, de la Șpirla până la spre Zaplaz și ne întâmpină asta. Creasta nordică Piatra Craiului. Superb! Se urcă cu entuziasm și putere. Iată, ne ajungi la o intersecție de trasee. Să vedem ce e aici. La Zaplaz, la Ranțuri și au Grindului. Traseu dificil, frecvente cădere de pietre, iarna pericol de avalanșă. Și la dreapta, umerii Pietrei Craiului, Marele Grohotiș, Cerdacul Stanciului. Și au afunduri cu Mătuia Foii. Asta este creasta sudică. O să mergem un pic până la Zaplaz,
care se leagă de traseul la lanțuri. N-ar trebui să mai fie mult. Azi ne uităm și pe hartă. Pe aici, în stânga. Se vede unde suntem. Suntem aici unde e punctul albastru. Și avem de mers până aici, la Zaplas. Nu mai e mult. Priveliștea e superbă. Se vede din ce în ce mai mult. Din ce în ce mai aproape Piatra Craiului. Mai avem un pic și ajungem la Zaplas. Să trecem de Grohoti și am ajuns. Continuare urmăm bandă roșie. Piatra Craiului este din ce în ce mai aproape. Masivul Piatra Craiului. Am ieșit în Grohotiș, mai avem foarte puțin și ajungem la destinația finală pentru ziua de astăzi, și anume la Zaplas, formațiunea în stâncă, care există diverse mituri, ar fi o poartă către altă lume și așa mai departe. Cum sunt miturile în general? Superbă priveliștea. Deschiderea e mare de aici, de lângă masivul de calcar. Se vede jos în zare cabana Plaiu Foie, de unde am plecat. Suntem aici, sus, aproape de... Am reușit să găsim și carofița Pietrei Craiului. Mă bucur foarte mult, superbă. Am ajuns și la ultima intersecție. La Zaplas 1640 de metri. Peretele vestic. Drumul lui Dubel, adică la lanțuri, până la vârful la 1. Am ajuns și la Zaplas. Punctul de destinație finală al nostru pe ziua de astăzi. Aici o să ne întoarcem înapoi la cabana Plaiu Foii, de unde am lăsat mașina. Să tragem câteva cadre. De aici încolo urmează traseul la lanțuri. Traseu tehnic, dificil. O să pun câteva cadre de anul trecut, în care am urcat pe traseu la lanțuri până la vârful la Om, pentru a încerca să arăt cât de cât cam ce presupune acest traseu. Traseu dedicat celor pasionați, celor antrenați și iubitorilor de adrenalină. Mai stăm un pic aici, ne odihnim și apoi o să coborăm. Fac cam 2 ore 40 până aici, de jos de la Plaiu Foii, 6 km și jumătate, diferență de nivel 869 de metri. Să vedem la final care este rezumatul călătoriei, sub distanță și diferență de nivel. În spate acolo se vede către Iezer. În spatele Iezerului ar trebui să vadă Făgărașul. Să pun câteva cadre și din Iezer, de unde se vedea Piatra Craiului, și câteva cadre din Iezer, unde se vedea Făgărașul. La Zaplas.
Iată, ne ajungi din nou în drumul forestier. Mai avem puțin până la mașină, la cabana Plaiu Foii. Tocmai mă uitam la un indicator de aici, care arată în felul următor. Cabana Plaiu Foii, 20 de minute. Cred că o să mai facem cam un sfert de oră. Ne luăm la revedere momentan de la creasta Pietrei Craiului, un loc care mi este atât de drag. Aș veni dacă aș putea în fiecare săptămână aici. Nu cred că m-aș plictisi. Mai avem un pic. Mergem la mașină și ne îndreptăm către centrul vechi Brașov. Să mâncăm ceva, ne plimbăm un pic pe străduțe pe acolo. Și o să noptăm în Brașov. Mâine ne îndreptăm înapoi către București. Cam atât. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat la acest vlog. Și vă aștept și la următoarele. Aștept sugestii. Aștept să vă abonați. Mă uitam la statistici și 80%, 86% din cei care mă urmăresc nu sunt abonați. Așadar, dacă vreți să mă încurajați să continui cu această serie, vă rog să vă abonați, să dați și la alții. Poate găsim mai mulți cărora să le placă acest tip de conținut. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare. Să ne delectăm și cu niște fragi. Am găsit o zonă plină.